Nu căutăm să ne îmbogățim, nu căutăm ca să avem succes cu orice preț. Noi căutăm ca să-L onorăm pe Dumnezeu. Noi căutăm ca să fim cu adevărat fericiți, să împlinim scopul pentru care am fost creați. Și ca să împlinim acest scop, trebuie ca Dumnezeu să fie consultat în toate domeniile vieții noastre. Dar nu există sferă în viața noastră în care Dumnezeu nu are un cuvânt decisiv. Inclusiv munca noastră, inclusiv banii noștri, inclusiv familia noastră, biserica noastră, prieteniile noastre, tot. Dacă suntem al lui Dumnezeu, atunci El are ceva de spus definitiv despre toate aceste domenii. Îmi fierbe sângele în mine când aud oameni pocăiți care îmi spun lucruri de genul: frate, dar noi nu amestecăm Biblia cu business-ul. Biblia e Biblia, business-ul e business-ul. Bine, frate, dar nu amestecăm noi banii și biserica. Corect! Pentru un creștin, ăstea nu sunt amestecate, sunt inseparabile. Pentru un creștin, Biblia și banii lui sunt inseparabile. Nici n-ai ce amesteca, da? Ceea ce Biblia spune despre banii creștinului este adevăr pentru acea persoană. Nu e vorba de un amalgam. Ce cred eu și ce zice Biblia? 50% cum zic eu, 50%... Că asta ar fi un amestec, da? 50% cum zice Dumnezeu, 50% cum zic eu. Acum, totuși, că e Dumnezeu, hai să dăm 51%. 51% ce zice Biblia, dar eu n-am deschis-o să văd ce scrie pe acolo, și 49% cum vreau eu. Dar asta ar fi un amestec, un amalgam. Pentru creștini nu există așa ceva. 100% ce spune Dumnezeu prin Scriptură despre bani, despre muncă, despre familie, despre biserică, da? Atât, simplu.